Salutare, dragi mami și gravidețe! Ne aflăm astăzi în magazinul BBT alături de Andrei. Bună, Andrei! Bună ziua. Și evident de Lia, pentru a testa scaunul Auto Maxi Cozy, deoarece Lia în curând nu va mai încăpea în scoică și vrem să aflăm exact toate caracteristicile acestuia. Pentru că până acum am mizat pe siguranță, știu că și scaunul Maxi Cozy este primul scaun i-size apărut pe piață. Ce înseamnă acest lucru? Da, este primul scaun a apărut pe ultimul criteriu de testare europeană, R129, care înseamnă i-size. Acest scaun a apărut la doar câteva luni după intrarea în vigoare a acestui criteriu, fiind testat prima dată în anul 2014, iar în 2013, când a apărut, obținem și două dintre cele mai importante premii din acel an. De la ce greutate, vârstă se poate folosi? Știu că are limite anului. Da, fiind un scaun i-size, aici vorbim mai mult de înălțime decât de greutate. Este un scaun care pornește de la 67 de cm. Da? Până atunci veți folosi o scoică la copilaș. Merge până la 105 cm. El poate fi montat atât cu fața cât și cu spatele la sensul de mers. Cu spatele la sensul de mers poate merge de la 67 până la 105 cm, adică toată durata de viață a acestui scaun. Iar cu fața la sensul de mers ar fi de preferat să-l puneți după 15 luni, exact cum ne arată și aici, sau cât de târziu posibil. Da, știu că spoica a fost testată ADAC, s-a întâmplat același lucru și cu scaunul? Da, a fost testat și acest scaun ADAC. Pentru prima dată a fost testat în anul 2014, obținând un calificativ bine, cu notă de 1,9. Mai apoi, în anul 2015, a intervenit un nou protocol de testare și a fost din nou testat, obținând un calificativ de 2,2, de asemenea notat cu bine. Am înțeles. Cum se prinde scaunul? Eu deja am baza de la scoica Maxi Cozy Pivot Plus, da. Și știu că merge și scaunul, dar cum se prinde exact? Este da. Scaunul Maxi Cozy Twin Pearl și scoica Pivot Plus sunt compatibile cu baza Twin Fix. Ele au prindere integrală doar în ISOFIX, deci este un scaun și scoica de asemenea nu se pot monta în centuri. Scoica o puteți monta fără bază în centuri, dar cu această bază, deci baza se prinde doar în ISOFIX. Da, ok. Și totodată știu că, de exemplu, scoica vine cu o capotină care pe mine, sincer, m-a ajutat foarte mult. Da. Pentru că în mașină mai bate soarele și atunci am tras imediat capotina. Ce alte accesorii, să zic așa, are scaunul incluse? Vine cu o oglindă pentru rear facing, o oglindă care se montează pe tetieră pentru a putea vedea dumneavoastră retrovizoare copilașul. Vine cu o protecție de banchetă pentru a nu rupe sau zgâria tapiseria mașinii. Mai vine cu cusă din bumbac, disponibilă pe trei nuanțe, roz, albastru sau gri. Da? Cam astea sunt accesorii. Și cum se face exact prinderea copilului? În primul rând va trebui să-l punem cu spatele la sensul de mers, da? Da. Apăsăm pe acest buton, apucăm scaunul de centuri, ridicăm, iar apoi aceste două tijere aici vor trebui să intre în aceste cleme de aici. Poținăm pur și simplu scaunul, se aude acest sunet, dar m-ar trebui să-l aprinzi. Ca și la spate. Mi-ai putea arăta efectiv cum se așează copilul? O să o pun pe cea mică sau... Da, sigur. Da? Se apasă pe acest buton roșu pentru a declipsa centurile. În momentul în care clipsul acesta vine jos, centurile vor sta singure ridicate, dispun de un sistem Easy Harness In, se numește, și doar trageți de centuri pentru a le lărgi. Da? Și le stau ridicate. Ok. Mă rog. Să vedem, mama. Punem centurile pe deasupra umerilor. Se prind. Face clic. Apoi reglăm zona inghinală. Da. Ținem în mână. Da. Și tragem pe acest genunchi. Până în momentul în care nu mai putem să facem cută centurii, da? Am înțeles. Momentan vedem că copilul stă puțin cu bărbia în piept pentru că are nevoie de o poziție de somn. Acest scaun dispune de 3 poziții de înclinare. Asta este cea de mijloc. Asta este cea pe spate. Am înțeles. Și din câte știu, se reglează și tetiera, nu? Tetiera este reglabilă, dar având în vedere că este un scaun care pornește de la 67 de centimetri,
copilul ar trebui să aibă această înălțime și atunci nu vor mai fi aceste probleme. După cum observați, momentan nu-i vin acest scaun pentru că ar trebui să aibă 67 de centimetri pentru a se așeza în el. Atunci ne vom da seama că va trebui să avem două degete între umăr și tetiere, da? Aici avem undeva la 3-4 degete. De asemenea, v-aș recomanda să-l montați doar cu spatele la sensul de mers, exact cum vă arată și aici, până în 15 luni. Da. Și în cazul în care este montat în dreapta spate, dezactivăm airbag-ul conform cărții mașinii. Da? Aici este doar un advertisment, nu înseamnă că scaunul are airbag. De asemenea, acest scaun pentru țările scandinave vine sub numele de Pearl XP și este integrat real facing. Da? Deci se montează doar cu spatele la sensul de mers și dispune și de testul plus. Asta și acum putem să o desfacem ca să... Da, sigur. Da? Deci apăsăm pe acest buton roșu. Da. Da? În momentul în care avem aici, acest sistem easy reversing ne permite să tragem de centuri și să luăm topul. Genturile stau automat? Ok. Sigur. Cam acestea sunt detaliile, dragi mămici. Dacă doriți mai multe informații, nu ezitați să veniți în magazinul BBT-i și să apelați la consultantul Andrei. Mulțumesc, Andrei, pentru detalii și am să vă fac o nouă demonstrație atunci când Lia va mai crește, cred că într-o jumătate, două, cum va sta ea în scaunul auto. Până atunci, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, pe site și pe YouTube-ul BBT Iubesc și aveți grijă de burtici și de pitici. Vă pupăm!